Hei, hei, hei! Eu sunt Ștefanie Estrate, bine ați venit sau bine ați revenit pe canalul meu. Dragilor, a venit momentul să discutăm despre provocarea distractivă a lunii februarie și anume o carte care are flori pe copertă sau în titlu. A fost o provocare foarte simpatică luna martie, atunci când, iată, apar o grămadă de floricele minunate. Am și eu aici câteva pe care le-am luat din curte. Ador zambilele galbene, le ador. Am găsit și eu o narcisuță acolo singuratică și am hotărât că este cazul să o iau aici în acest buchet și miros atât de frumos. Doamne, o perioadă absolut extraordinară pentru flori. O să vină și laleluțele de curte și mai multe narcise, bineînțeles bujorei, liliacul, Doamne, de-abia aștept, mărgăritarul, o să fie o perioadă foarte, foarte frumoasă pentru floricele. Dacă sunteți și voi așa pasionați ca mine, sunt convinsă că și voi vă veți bucura de săptămânile care urmează. Așadar, o carte cu flori. Eu am ales să port o cămașă cu flori. Mi-am dat seama că nu am nicio pereche de cercei cu flori. Am căutat 10 minute. Așa că am renunțat, am spus, lasă cercei, hai să dăm drumul la treabă. Și pentru că aveam mai multe variante și pentru că nu știam ce carte să aleg, v-am întrebat pe Instagram și v-am rugat să mă ajutați. Voi ați votat și probabil că dacă mă urmăriți acolo nu este nicio surpriză. Cartea provocării distractive al lunii martie pentru mine a fost Colivia de Eve Chase. Am primit această carte de la editura Litera, mulțumesc mult de tot, bineînțeles că m-a atras coperta, avem floricele. Auzisem de această autoare cu ocazia celelalte cărți pe care a publicat-o, Casa de Sticlă, pe care de-abia aștept să o citesc. Din ce-mi dau seama de pe copertă, să spunem că poate are o formulă care nu mă deranjează. Deschide ușa către un secret de familie întunecat. Da, probabil că are o astfel de formulă. Din ce am înțeles, această carte a fost scrisă în perioada pandemiei. Autoare englezoaică și mi-a făcut plăcere să citesc cartea. O să vă zic de la început chestia asta. Mulți dintre voi a spus că v-a plăcut mult mai mult Casa de Sticlă, ceea ce înseamnă că mă așteaptă o poveste extraordinară și în următoarea carte. Trebuie să recunosc că aceste coperte de la Buzz Books sunt atât de frumoase și majoritatea dintre ele conțin flori. Așa că nu a fost de mirare că am ales o carte de la Litera pentru această provocare. O carte de 400 de pagini care s-a citit foarte, foarte repede. Lectura a mers ușor, aproape ca curs, a fost destul de interesantă. Este vorba în principiu despre trei surori vitrege, o să vă zic mai multe imediat, care în 2019 sunt rugate de tatăl lor era factorul comun, să se întoarcă în Cornwall la casa familiei, o casă destul de mare, pe care ele o frecventau în verile copilăriei. N-au mai fost acolo de 20 de ani, din anul 1999, atunci când în ziua eclipsei de soare, pe care mulți dintre noi ne-o amintim, s-a întâmplat un anume eveniment care le-a despărțit și care a destrămat oarecum o familie deja destrămată. Iată o carte foarte potrivită pentru clipul meu dedicat familiilor disfuncționale. Deja am strâns destul de multe pentru partea a doua, nu știu dacă vă amintiți. Probabil că o să pun eu linkul în descriere în cazul în care nu știți despre ce vorbesc. Este un clip nișat, clipuri pe care știți că eu iubesc mult de tot să le fac. Tatăl lor, așa cum am spus, era Charlie Finch, un pictor renumit care la 4 luni după ce i s-a născut prima fată cu soția lui oficială a trebuit să recunoască lumii că are o amantă pentru că i s-a născut cea de-a doua fată, deci cu o mamă diferită. La un an și un pic distanță, destul de rapid, a venit pe lume și a treia fată cu cea de-a treia mamă. Vă dați seama că a fost destul de ciudat pentru că avem trei copii cu trei mame diferite,
cu trei copilării diferite, trei mame venite din medii diferite. Ați înțeles voi, ideea, erau diferite. Dar eu am înțeles. Ce mă mai distrez eu aici. Ok. Prima dintre ele, cea mare, cea născută din căsătoria oficială, se numea Flora, a doua se numea Cat, iar a treia se numea Lauren. Ceva i s-a întâmplat în principiu în ziua eclipsei lui Lauren, cu 20 de ani în urmă. Suferea de anxietate, era într-o perioadă îngrozitoare. În urmă cu câteva luni își pierduse mama, așadar cea de-a treia amantă a pictorului, pe care se pare că a iubit-o cel mai mult și care de altfel l-a refuzat. Aflăm mai târziu de ce a făcut chestia asta. Ea se hotărăște să vină la această reuniune pentru că tatăl lor le-a spus că are un anunț important de făcut. Și atunci când au ajuns cu toate, Flora, fiind singura căsătorită dintre ele, a venit și cu băiețelul ei Raf de 4 ani. Cat era o femeie de carieră, era și ea într-un moment dificil, de fapt toate trei erau în momente foarte ciudate ale vieților lor. Probabil că și ele aveau nevoie să evadeze puțin din viața cotidiană, așa că au acceptat să se întâlnească, deși erau convinse că lucrurile nu o să meargă foarte bine. Asta s-a și întâmplat, pentru că tatăl lor le-a anunțat că vrea să facă ceva, să dea startul unei afaceri în casa respectivă, pentru că acea casă doar necesita doar cheltuieli și nu aducea niciun venit familiei, și le-a îndemnat să-și aleagă ce obiecte vor ele din casa respectivă, aducând astfel foarte multe amintiri. De asemenea, le-a anunțat că se căsătorește cu o tipă care, în urmă cu 20 de ani, în acea perioadă dificilă, fusese un fel de dădaca lor. Acea tipă, iată, care era foarte interesată de tatăl lor și în urmă cu 20 de ani, acum apare ca noua lui logodnică. Nu au fost mulțumite nici de chestia asta, au ieșit secrete la iveală. Un alt aspect interesant, îmi pare rău că n-am citit cartea mai devreme, se poate integra și la clipul meu cu tablouri, 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 pentru că tatăl lor le-a pictat într-un tablou vândut pe foarte mulți bani, Fetele din Colivie se numea. Colivia aparținea unui, nu vreau să zic că e papagal, că am uitat ce pasăre era, era o pasăre care poate trăi 50-60 de ani, a bunicii lor, care trăia, iată, într-o colivie din astea foarte luxoasă, avea un penthouse acolo și oarecum făcea parte din casă, dar metafora este mult mai amplă, bineînțeles, pentru că odată cu aflarea adevărului, fiecare dintre cele trei femei a scăpat din colivie. Așadar, Flora era într-o relație cu un om poate nu chiar plăcut, nu cred că este un spoiler pentru că încă de la început ne dăm seama că e un om dubios. Cat și-a dat seama că își dedica întreaga viață unei afaceri care poate nu-i oferea tot ce își dorea, iar Lauren trăia cu acest secret în minte, cu acest eveniment care s-a întâmplat în perioada eclipsei, în urmă cu 20 de ani, și într-un fel nu-și trăia atât de intens pe cât putea viața. Apropo de eclipsă, voi vă amintiți ziua aceea? A fost atât de ciudată, în afara faptului că era un eveniment destul de mare, s-au speculat atât de multe chestii, că vine sfârșitul lumii. Deci în 99 a venit sfârșitul lumii la eclipsă, după aia în 2000, când treceam în noul mileniu, iar venea sfârșitul lumii. A fost, cred că, o lungă perioadă în care erau și jurnaliștii și toată lumea era obsedați de sfârșitul lumii. Acum nu mai e nimeni obsedat de sfârșitul lumii. Și atunci, având 9 ani, bineînțeles că eram extraordinar de impresionabilă și mi-era puțin teamă, pentru că auzeam peste tot chestia asta și mi-amintesc că a făcut botezatul o prezentare de modă în timpul eclipsei sau înainte, imediat sau după imediat, și ne-am uitat la televizor la acea prezentare de modă. Asta mi-amintesc că am făcut eu în acea perioadă. Acțiunea cărții nu a fost atât de șocantă, pentru că m-am prins oarecum de ce urmează să se întâmple, m-am prins
care a fost implicația unui alt personaj, o fetiță pe nume Gemma, era fata menajerei familiei și ea a avut ceva legătură cu evenimentul acela din ziua eclipsei. Dar pe de cealaltă parte mi-a plăcut pentru că mi-au plăcut personajele și m-am axat foarte tare pe ele. Cel mai mult mi-a plăcut de Flora, nu știu de ce, dar chiar mi-a plăcut de ea așa ca personalitate. Mi s-a părut și pictorul Charlie un personaj interesant, deși clar un exemplu de așa nu. Mi-a plăcut foarte mult să citesc despre această dinamică a copilăriei lor, despre faptul că erau oarecum în competiție una cu cealaltă pentru iubirea tatălui atunci când erau mici și tocmai asta poate le-a împins să facă niște lucruri nu chiar plăcute. Oricum, genul acesta de bărbat, pictorul clar, nu vreau să zic, un pic narcisist, probabil că se bucura de faptul că fetele lui se luptau pentru atenția lui atât de tare. De asemenea, o bunică prezentă în copilăria lor. A fost interesant din acest punct de vedere a relațiilor interumane, mai ales într-o familie atât de complexă și de ciudată și, da, și de disfuncțională. Unul dintre lucrurile care m-a deranjat a fost faptul că s-a folosit fraza a deschis gura, apoi a închis-o la loc, adică atunci când vrei să spui ceva, dar te oprești. A folosit fraza de atât de multe ori încât am observat și atunci când observi și ții minte o frază atât de bine, e clar că este folosită de prea multe ori. Dar în rest mi s-a părut interesantă, v-am spus, mi-a amintit și de momentul acela al eclipsei, chiar eram curioasă să văd ce urmează să se întâmple, a avut un final care m-a satisfăcut, aș putea spune. Sigur, există câteva semne de întrebare, spre exemplu, apariția unui anume bărbat, care se pare că avea anumite informații. Mi s-a părut cam suspectă apariția lui. Nu s-a mai pus accentul pe chestia asta cum că ar fi suspect și pur și simplu am acceptat această convenție. Dar în rest, așa cum v-am spus, mie mi-a făcut plăcere să o citesc și chiar mi-am dat seama că am citit-o pe răsuflate. Are o scriitură frumoasă, are o copertă frumoasă, nu a fost, repet, atât de neașteptat finalul sau o dezvăluire extraordinară care să mă dea pe spate, dar sunt mulțumită de această lectură și de această copertă superbă. Aș vrea să știu dacă ați citit această carte, dacă ați citit, cum se numește, Casa de Sticlă, dacă da, ce părere ați avut, dacă nu v-am stârnit curiozitatea sau nu să-mi spuneți, de asemenea să-mi spuneți ce carte ați ales voi pentru provocarea distractivă a lunii martie. Am văzut deja pe Instagram o grămadă de oameni care au participat, sper să răspundeți și aici, dacă mă urmăriți și pe Instagram și ați postat pe story, vă rog frumos să răspundeți și aici în comentarii. Comentariile voastre sunt foarte importante pentru mine. De asemenea, dacă vă amintiți în răspuns după ce îmi spuneți despre ce carte a citit luna asta cu flori în titlu sau pe copertă, vă mai amintiți ce ați făcut în perioada eclipsei din 99, în cazul în care erați născuți și la o vârstă la care să vă amintiți ce s-a întâmplat. Sunt 25 de ani de atunci. Sunt 25 de ani de atunci. Vă mulțumesc foarte mult dacă ați rămas alături de mine până la final. Nu uitați, vă rog, să-mi răspundeți la întrebări în comentarii, să dați un like dacă v-a plăcut filmulețul și să vă abonați dacă sunteți noi. Cred că luna viitoare avem ca provocare să citim o carte care are numele personajului în titlu. Și de asemenea, cred că avem foarte multe opțiuni, sunt foarte curioasă să văd și ce ați ales pentru luna martie, dar și pentru luna aprilie, bineînțeles că vom discuta la momentul potrivit despre asta. Vă voi lăsa cartea în descriere în cazul în care vreți să aflați mai multe informații, tot acolo veți găsi și link unde puteți deveni membri ai canalului și unde puteți participa la clubul nostru de carte lunar. Cred că acest clip o să intre fix a doua zi după întâlnirea noastră în live a clubului de carte, dacă nu mă înșel, de-abia aștept. Și tot în descriere puteți găsi și adresa căsuței mele poștale în cazul în care vreți să-mi trimiteți ceva. Vă mulțumesc încă o dată, să aveți o zi super, super bună, ne vedem data viitoare, nu uitați să comentați! Pupi, pa!